Ce zi frumoasă în Frascati. Da, pentru prășit acasă. Super, uitați. Ce arhitectură fenomenală este în Frascati. Eu prob- Că doi deși. Frascati e un oraș tare frumos, arhitectural și urbanistic, cum vreți voi numiți-l, dar e superb și foarte frumos, vegetație este aici. Și te uiți la oamenii din jur care trăiesc în Frascati și ei nu văd atât frumusețea asta, pentru că noi mergem și fotografiem, filmăm, deja nu știu câte oară suntem aici. Asta e așa cum trăiești la Vadlu Vodă și nu înțelegi că Nistru e frumos. Ei, comparat. Tot, pur și simplu, te uiți la toată piața asta. Dar eu cred că devine ca și pentru oamenii din jur. Ceva standard. Ce-i wow? Eu dacă aveți să nimeresc în orașul ăsta, sau în genere în Italia, în, când eram la arhitectură, cred că nebuneam de casele astea toate din jur. Așa e de frumos, pur și simplu, da. Asta, cum poți să trăiești vis-a-vis de așa biserică? Eu pur și simplu, te trezești dimineața și ai orgasm vizual. Și duci pui o lumânare la biserică. Cât e frumos, cât e frumos. Ce amule ai văzut acolo? Jaluzelele care se ridică în sus, așa. Wow! Ce wow! Ia uite, Emma! Gunoi, se duci cu mașina, nu cu căruță. Tu ai văzut? Da, dar tu Banca Populare ai văzut? Banca Populare. Deci să ne ferim ca să fim noi, eu muși Banca Populară. Dar aici porumbei lucrează în fiecare zi, iată vin și curăță picioarele. Băgăpuți, uite încolo, colo. Dar ce, asta e biserică? Da, asta e biserică. Dar nu e biserică, mă. Chiesa, asta e biserică. A, chiesa e biserică? Da. Ba. Bună ziua, bună ziua. Ce de frumos, uitați în munții acolo. Tare frumos. E cam multe tare munții ăștia. Himalaya. Da, este Chile. Cred că în muzeu. Bună ziua, eu sunt Liv. Caos ce? Nici buton nu e, așa? Da, el e... A, este buton. E avariat. Hai încolo. Îmi place că în orașele mai mici sunt case mici, vechi, și la parterile lor sunt magazine care de obicei le găsești în mall. Și pentru mine e un pic în mintea mea, în creierul meu, alea că se formează așa o lume paralelă. E straniu că în magazinele astea fancy și sunt în case vechi. Și așa e și în centrul Romei, și pe Olbia, în Sardinia. Interesant, senzație, da. Cut! Cut! Stupidoturistul! Și toți merg și după aia. Toată lumea strimă, tipa, eu sunt acasă la mine, mă plimb în Frascati. Și noi. Uitați-vă ce de frumos! Și altfel, nu știu ce te focusează, nu, pe tine, da. Nu-i nică! Ce, mă, noi și-mi scări? Da, facem. Îți plac astăzi scările? Sport, îmi plac scările, da. Nu știu, când deal, vin înapoi, iar în deal. Gata, îi iubesc cafinele de genul dat, se deschide și se pui în mijlocul, da. În mijlocul drumului. Dar ce facem? Eu fac un loc TikTok. Gata, s-a terminat. Ce s-a terminat? S-a terminat, dezbrăcat. N-am terminat încă nimic. E bella signora, signorita. Ei, bellissimo, bellissimo. Da, aici da mai frig.
Ce artă! Nascalne risunche. Chirtocul a ajuns și pe aici a pus pavaj. Pavajul ăsta e pavaj, nu? Pavajul ăsta e pavaj. Nu știu câți ani are, dar precis câteva mii de ani are, dar e sau da, și e mai comod să mergi pe dâns decât pe a nostru. Nu știu, nu ne amintesc. Tot așa era și acela, tot așa era. Nu. Dar este fapt că e vechi, cândva a fost. Nu cu tehnologii și cu tehnologii. Cu cunoaștere, au trecut ani, adică asta cândva îl punea. Dar mamu, trebuie să vezi, să-l pui drept, ca lumea să nu poți să mergi. Ia uite, banca. Îmi ducem până la bancă? Banca mea, mă. Parcă ai codițe. Două codițe. Dar aici sunt hainele lui cei care le-au pierdut, da? Nu, aici vii dimineața. Iliușa. Pui hainele și după aia duci să alergi. Da, precis. Nu? Nu! Dar mie mi se pare că da. Nu. Iar parcă am prins că aici. Nu. Că dacă vrei filmez, mai spus, dar așa parcă ești un pitic. Da, eu și-s pitic, eu am realizat, nu de mult, că eu într-adevăr sunt foarte scundă. Eu până am un pare că sunt normală. Op! Da, și chirtacă nu a plumbuit drumul. Gata, dar în chirtacă e ce bani. Ce frumos e aici, un amfiteatru. Intrăm și noi încolo? Vrei? Da, dar m-am fost de tăi, acolo să fie frumos. Sus e interzis dacă ceva. A, ne-am intrat într-o gaură. Cu copil mic încă. Da, mie atunci tare i-a plăcut. Nativii erau vârâți acolo, erau adolescenți nativi care au trecut printr-o plasă și am trecut și noi. De ce nu? E că este cameră. Și eu am cameră. Te lauz. Руки вверх. Руки вверх, я тебя вижу. Anul 2000 și știi? Anul 2000. Da, ei încă au televizor în casă. Deci mai stai așa în balconaș cum ești. Da. Ești așa să te așezi pe un divanțic. Dar ce e, mă? Vine 40? Ai. Da, știi, 46, da, mă. Încă 4 ani și ori, uite aici tot sus. Ia uite de rulete tot. Au de astea. Au și de astea, pe cușoare, dar e da? Cald cu așa acoperire. Pe cușoare. Ce? Ce? Tu ești că psica noastră neagră de acasă. Tot timpul, ce? Așa se uită, ce? Când am fost în Albania, am avut în apartamentul care l-am închiriat pe Booking, avea așa balcon și era tare super acolo să stai. Da. Ziua, oricând că era umbră mea. Work, 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 work. Let me see you work, 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 work. Stai, stai, că n-am dovedit. Camera orizontală nu prinde. Așa? Ce-o prins acolo? Un șoricel? Fuga! Fuga! Se spun că atunci când oamenii îmblau goi, da? Era o perioadă când oamenii îmblau goi, când îmblau nici cu frunzulița, astupați, apii nu sexualizau așa, nu se sexualizau așa de mult unul pe celălalt. Păi da, da. Adică e gol și e gol, e parachelot și parachelot. Din contra, hainele au început să... Oare, ce se ascunde acolo? Da, da, da. Sau e ca și la mine sau e diferit? Da, acolo e tot aceeași. Nu știu, totuși, totuși diferă. Iar e frig. Așa o grădiniță în... În Frascati. În Frascati, dar în brazi. Că e foarte bine să stai între brazi. Imaginează în fiecare zi, respirai aerul ăsta de brazi. Și de munți, apropo. Weekendul ăsta trebuie mai că să ne ducem. Sau în munți sau în mare. Dacă n-ați ploaie. Poate n-a plouă. Și mi-a arătat ploaie. Uite ce zi minunată. Da. Dar până nu numai aici. Ai văzut că sunt mai multe puncte. Noi am mai trecut mai multe puncte unii ca cartonul să... Nu, am văzut, dar nu-i cinstit? Față de local? Dar e carton. Dar ți închipul la ăștia unde e altceva. Dar chiar vreau să văd unde e altceva.
E la mod florile artificiale. Tare des sunt magazine cu flori artificiale. Asta nu înseamnă că e la mod. Nu, dacă este, se vinde. Asta nu înseamnă că e la mod. Nu, nu, nu modă că sunt cu florile podium, știi? Eu nu știu unde se folosesc florile astea. Eu nu văd pe nimeni să cumpere. Cred că în casă. Pe ilița în acasă. Am vindere că îi iubesc aloe, vera și diferite chestii este. Le iubesc, dar nu le îngrijesc. Sunt din nou așa la balcon. De aici se poate filmat și home video la cineva. Foarte frumoasă arhitectura acestui oraș, însă pot logarii de tineret desenează toți pereții, ca în tot planeta. Parcă mama spune. Băi, dar pe ei se manifestă... Lasă să manifeste la școală. La școală, universitate, la lucru. Dar nu, pereții orașului așa frumos. Mă... Da, iată, asta are în vedere, mă. Da. Da, îmi fac și eu, mă acreditinez mai frumos. Cum mama ta spune, e ca și eu vrut el cu asta, e ca și eu desenat aici. E ca să desenez ceva. Da, asta și înseamnă, și înseamnă. Zic, ei știu ce înseamnă asta. Nu, eu ca persoană care a pictat toată viața, toată arhitectură, eu tot nu înțeleg desenile astea așa. Vreți? Zici, scări ridicat, gata, nu mai pot respira. Dar noi ne întoarcem înapoi acolo, e peretele în havut. Da. Și așa repede, așa e de mic frascat. Da. Cu două cercuri și s-a finisat oraș. Da, să ne ferim.